love it. I love it, love it. Hello guys! Bine ați venit la primul meu Get Ready With Me. Să vedem ce o să iasă. Vom începe prima oară cu părul, pentru că abia n-am spălat, de asta stau și prosopul. Am folosit gama de la Elsef, Total Repair 5. Este o gamă foarte bună de folosit dacă părul tău prezintă simptome ale unui păr deteriorat, cum ar fi asprime, fragilitate, deshidratare, rigiditate și vârfuri desficate. După șampon și balsam, am aplicat masca reparatoare, am aplicat-o pe părul umed și am lăsat-o să acționeze timp de 3 minute. La final am mai aplicat o mască cremă de fapt, care poate fi aplicată fie pe părul uscat, fie pe părul umed și nu necesită clătire. Acum voi merge să-mi usuc părul și să îl stilizez puțin și revin în câteva secunde. Hello again! Continuăm și cu partea de skincare și body care și am ales să folosesc aceste 4 produse pe care o să vi le explic pe fiecare în parte și let's see! Pentru corp am ales să folosesc această cremă de la Mixa, Hyalurogel, și ce-mi place cel mai mult la crema aceasta este că se absorbe foarte, foarte repede în piele și lasă pielea foarte catifelată. Acum trecem și la ten și după ce mi-am curățat tenul cu acest gel de curățare cu aloe vera de la, și cu acest hyaluronic de la Garnier, am folosit acest ser de la L'Oreal, Revitalift, cu acid hialuronic. Hidratează foarte, foarte bine tenul, se simte foarte hidratat. Am aplicat 2-3 picături pe tenul puțin umed, eventual cu apă termală sau doar cu apă simplă. După ce am aplicat serul, aplicăm și această cremă hidratantă de la Mixa. Este o cremă de zi. Masăm bine până se absorbe tot produsul în piele. Ok, și acum partea de make-up, care poate e o parte un pic mai fun. Astăzi aș vrea să testez de la L'Oreal Infallible 24 Hour Fresh Wear și e un fond de ten pudră pe care eu nu l-am încercat până acum și o să vă mai arăt și mascara mea favorită de la Maybelline, este Lash Sensational, este foarte faină, o să vedeți. Fondul de ten îl voi aplica cu un burețel foarte, foarte bine umezit, l-am produs. Preferatul meu este tot din gama aceasta Infallible de la L'Oreal. Este fondul de ten kit, dar nici formula aceasta nu e deloc grea. E fain că nu mai trebuie să folosești pudră. Love it, love it. Ok, voi continua și restul machiajului și o să revin cu mascara. Am terminat de aplicat și restul produselor de machiaj. Și am realizat un machiaj simplu de zi cu o linie de tuș și acum punctul culminat, mascara. Mi se pare că mascara este atât de importantă pentru că îți conturează foarte frumos ochiul. Deci, don't forget mascara, ever! Acesta de la Maybelline le alungește, separă perfect firele și le învelește pe întreaga lungime. Probabil voi da un pic cu zoom pentru a se vedea mai bine. Le alungește foarte, foarte mult. Ce-mi place la nebunie. Ce fain e conturat ochiul. I love it. Place. Continuăm și la celălalt ochi. Yeah, baby. Perfect. Nu dezamăgește niciodată. And voila, the final look. Aștept părerile voastre și dacă v-a plăcut, let me know what do you want to see next. Și da, kisses! Și voi folosi acești... Da, și...